Cele mai bune bilete la pariuri adunate de prin grupurile de pariuri de la cei mai buni pariuri amatori. Totul se întâmplă cu acordul acestora, așa că haideți să vedem biletele de azi. Repede avem de la Adrian Ilie aceste două bilete la Superbet. Ați văzut și voi ultimele două bilete ale sale l-a scos doar câte un meci foarte, foarte mare ghinion. Așa că azi avem de la Adrian Ilie aceste două bilete. Trecem mai departe cu biletul zilei. V-am spus analiza acestui bilet. Găsiți un pariu cu șanse imense de reușită. Îl aveți în clipul precedent. Cred că cota va scădea foarte, foarte tare, așa că intrați repede și pe celălalt clip și vedeți ce e de pariat. Nu uitați, începe și biletul de la strategia 42 de pași, am postat uh, chiar și strategia 2 goluri în prima repriză. Aveți foarte multe bilete, așa că urmăriți și celelalte clipuri. Simona Aldea, două bilete la Superbet, primul, al doilea, foarte simplu, introduceți codul și vedeți ce a pariat. Dacă vreți, îl copiați în întregime sau doar uh, îl dați în două sau în trei. Tot de la Simona Alda, bilet la GetBet, dragi prieteni. Acestea sunt primele meciuri. De pe el un bilet foarte lung, cealaltă parte a biletului, și într-un final, uh, finalul biletului, cu codul pe care îl aveți chiar jos, aici. Adrian Nazarcu vine și el cu două bilete. Foarte simplu pentru voi ar fi să dați pur și simplu. Să scanați aceste bilete ale lui Adrian Nazarcu și cele care au cod, bineînțeles. Gabriel Cosmin Paraschivan, cer scuze, cel care a câștigat în două săptămâni 23.000 de euro, vine cu un bilet la B365. Cei care sunt în alte țări față de România le puteți paria foarte bine, așa cum sunt aici. Nu uitați, intrați pe celelalte clipuri pentru că puteți profita de o cotă foarte, foarte bună care încă nu a scăzut așa de rău. Eu mă înclin în fața voastră, din păcate doar atât am avut timp, n-am avut timp să vă creez biletele, să le vedeți meci cu meci de la Adrian Ilie Simon Aldea, dar pe viitor când am timp voi face acest lucru cu plăcere. Nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap! Manklin, jaz sem bil Nicolae Vasile.